Deci iată, vremea care este înainte nu va fi ușoară. Și va fi, zice Domnul, o cernere pentru fiecare. Deci nu neglijați, zice Domnul, altarul în casa ta. Și alergă la izvor ca să primești putere. Ca să fii înștiințat de timpurile și vremurile care te așteaptă. Deci vreau să-ți fac de cunoscut planurile care sunt înascuns. Că atunci când le vei întâmpina, să nu te clate din credința ta, ci să rămâi în picioare. De aceea astăzi zice Domnul, fii înțelept în vederea rugăciunii și iată, întinde mână de pace și caută să te împaci, zice Domnul, cu părâșul tău, câtă vreme poți. Deci va veni, zice Domnul, vremea că nu se va putea face lucrul acesta. Și iată păreri de rău și remușcări vor fi în inima ta. Căci iată, lucrurile acestea te vor ține pe loc. Și vrășmașul va rădi de tine. De aceea îți spun, fii înțelept. Deci am în vedere să lucrez în mijlocul tău. Da, zice Domnul, chiar cu poporul tânăr, vreau să încep lucrarea care a vestit-o de multă vreme. De aceea, zice Domnul, mijlocește pentru el și iată caută să te pleci sub povară. Nu să lovești, să arunci cu piatra. Pentru că ceată de vii fi. Luare aminte, zice Domnul. Vei putea să te bucuri în scurgerea vremurilor. Să fluturi steagul biruinței. Și să mergi cântând pe cale. Și despre voi, tinerilor, iată ce se strigă din înălțime. Dar n-a dosamnen fiind de lai și o luăm de bine marine. Dacă mă veți curăță vasul vostru, și iată, veți face o lanță în dragoste, în unitate. Iată vremea care vă stă înainte. Veți putea intra în binecuvântările și în biruințele făgăduite. De aceea te-am adunat în locul acesta astăzi să-ți spun că eu sunt sursa binecuvântării tale. De aceea nu căuta să-ți împlinești poftele și planurile tale, căci nu vei izbuti în ele, ci iată te vei lovi de stânci și de lucruri în care, iată, vei rămâne cu tristețe și amărăciune în inimă. De aceea ascultă astăzi sfatul meu, unește-te și pleacă Sfința la izbor. Deci iată, vreau să-mi pun amprenta și pecetea mea peste cei care, iată, i-am hotărât pentru vremurile și pentru lucrările hotărâte de sus. De aceea zice Domnul, de năvală! Și iată, coboară-te în scăldătoarea garegată. Deci vreau să-mi fac numele de slavă. Și apoi tu să spui și să mărturisești. Fericire cel ce ascultă de Domnul și stă la umbra Lui și se odihnește, zice Domnul.